Creștinismul nu este o religie, așa cum astăzi a ajuns să fie cunoscut și să fie numărat printre religii. El este ucenicie, este o școală. Bonhoeffer spunea creștinism fără ucenicie, acesta este de fapt ateism. Creștinismul acesta nu crede în niciun fel de Hristos. Ucenicie este un lucru simplu, dar în același timp solemn și cutremurător. Ucenicul tâmplarului învață tâmplărie, ucenicul fotografului, ucenicul frizerului, ucenicul brutarului. Ucenicul va fi ca maestrul lui. Dacă viața de credință și umblarea noastră cu Iisus este ucenicie, și așa am ajuns la convingerea aceasta din cuvântul lui Dumnezeu, astăzi Dumnezeu să-ți dea puterea aceasta, oriunde vei fi și oricine te va vedea, să poată recunoaște în tine că tu ești ucenicul lui Iisus. Și să șoptească la urechea celui de lângă el, se cunoaște că omul acesta și sau doamna aceasta sau copilul acesta, tânărul, fata aceasta, băiatul acesta, se cunoaște că a umblat cu Dumnezeu.